dintre lucrurile care ne fascinează la Biblie, și mai ales în particular, mă refer la viața patriarhilor, la biografiile Vechiului Testament, este că ne arată natura umană, așa cum există ea în toate timpurile. Și ne putem regăsi în aceste istorii. Omul uh, se compară cu două, cu două părți ale Existenței, ne-am dat criteriul de comparație, cu animalele de care se deosebește și cu Dumnezeu, pe care îl încearcă să-l înțeleagă. Și ce aș vrea să spun este faptul că conceptul de Dumnezeu evoluează. Și pe măsură ce conceptul de Dumnezeu evoluează, noi și ne schimbăm. Și învățăm din greșelile noastre. Aș vrea să privim la o istorie veche. Istoria lui Avram în Gerar. Este o istorie care implică pericol, implică politică, implică sex dacă vreți, implică religie, minciună, adevăr. Poziția unui om credincios, unui proroc între păgâni și aș vrea să lăsăm această istorie să fie o oglindă asupra naturii umane și să încercăm să regăsim în timpul nostru, în viața noastră. Deci, despre ce este vorba? Avram merge în Gerar. Și acolo este împărat Abimelec Abimelec însemnează Tatăl meu este împărat Deci se pare că vorbim de o dinastie Bun, și suntem în Canaan. În ceea ce se numește epoca bronzului O mare parte din populația canalului Este nomadă Alții s-au așezat în cetăți și fac Agricultură Avram este dintre nomazi Este un păstor care cu tribului și cu turmele lui Merge dintr-un loc într-altul Ajungând pe teritoriul Controlat de Abimelec lui, din cetatea lui, Avram să așează acolo cu aprobarea lui Abimelec și îi va plăti o taxă a zecea parte întotdeauna din orice câștig lui Abimelec. Acesta era aranjamentul. În schimb, Abimelec îi va acorda protecție. Acum, Avram are o altă religie decât Abimelec și alta decât cei din jurul său. El se închină lui Dumnezeu, pe care îl înțelege altfel decât ceilalți. Avram este un monoteist, ceilalți sunt politeiști, Avram nu se închine la idol, zidește altare, ceilalți se închine la idoli și cum Avram, înțelegem, dacă venim în timpul nostru, da? un credincios care merge la biserică în fiecare săptămână, cel puțin o dată. Citește Biblia, se roagă, drumul spre biserică, privește în jur, trece pe lângă cluburi de noapte, vede oameni care, în mod clar, au altă credință în jurul său, altă religie, dar oameni care nu au nicio religie, oameni care au un stil de viață diferit de al lui, el se simte oarecum chemat de Dumnezeu să fie un martor, să fie un profet pentru aceștia, are misiune pentru ei. Și în același timp, în viața lui de fiecare zi, are legătură cu acești oameni, intră în afaceri cu ei, să la masă cu ei, discută cu ei și o relație socială care nu poate fi ruptă. Asta e situația la Avram, deși era este foarte, foarte diferită. că vede că Avram este un om puternic, are oameni mulți, are bani, are, mă rog, are aur, așa, are animale, are o mică armată și vrea să facă o legătură mai strânsă cu el și diplomația timpului implica căsătorie. Acesta e motivul pentru care un împărat avea mai multe soții pentru că fiecare soție era fica unui alt rege și făcea legământ cu el. I se spune că Avram are o soră. De ce? Pentru că Avram, ajungând aici, are două probleme. Pe de o parte, are ca soție pe Sara, pe care o iubește și cu care are o relație foarte tandră, foarte, foarte delicată. În același timp, se teme pentru viața lui. Adică să teme să nu cumva să fie omorât din cauza lui Sara. De deci ce ar fi omorât dacă este protejat de Abimelec? Pentru că Avram se gândește cu oamenii aceștia care se închină la idoli, care vorbesc altă limbă, se îmbracă altfel. Cine știe? Ăștia sunt stare să facă orice. Asta este, de fapt, o prejudecată. Și se hotărăște să mintă cu privire la Sara. Abimelec află că Avram are o soră frumoasă, necăsătorită, câtă de vârsta măritișului, dar este frumoasă, este cultivată, face bună impresie ca regină și că se hotărăște să o ia de soție și e, ca atare se va deveni cumnatul lui Avram, Avram va la masa lui, deci Avram va crește în influență și în putere, va deveni cumnatul regelui, intră în familia regală. Vin și iau pe Sara, și se pare că obiceiul timpului timpul faptul că nu trebuia să-i ceară lui Avram consimțământul, mai ales că Avram era doar frate, nici deci măcar părinte, dar regele avea dreptul acesta să ia orice soție vroia pe teritoriul lui. Asta era obiceiul timpului. Și Sara este luată, este dusă la Abimelec și Avram se trezește prins în propria lui minciună. Așadar, se întâmplă însă că la noapte avem care au vis în care îi se arată Dumnezeu și îi se spune că ai luat soția altuia și omul să vorbește cu Dumnezeu în vis și spune Doamne, nu-i vina mea, adică așa mi s-a spus, eu am făcut ceea ce e bine, va spune un om modern, stai cum ai făcut ceea ce e bine, că și măcar n-ai întrebat-o. Dar asta era concepția despre bine și la lui Abimelec. Și Dumnezeu îi judecă pe oameni în limitele culturilor. Așa că este avertizat Abimelec să o lase pe Sara să plece, să nu se atingă de ea. Abimelec le povestește la slujitorii săi. Aceștia sunt foarte indignați de ce se întâmplă, pentru că e Paște o mare nenorocire. Și Abimelec îl cheamă pe Avram la el. Avram vine la ordin și zice, ce ne-ai făcut? Asta e foarte interesant, da? Deci tu ești un om credincios. Zâmbim timp în timpul nostru tu ești omul care merge la biserică, care nu practică păcatele altora, care e, e, înțelege Biblia, îl cunoaște pe Dumnezeu, se roagă, nu este ca ceilalți, are religia adevărată și celălalt te cheamă și te întreabă într-o zi ce mi-ai făcut, da? Și acest ce mi-ai făcut este o întrebare care îți o spune cineva pentru care ai făcut un job. Sau se pune cineva care a făcut un job pentru tine și nu l-ai plătit cum trebuie sau l-ai plătit la timp. Ce uh, pune ceva care a cumpărat ceva de la tine. Sau există o mie și una de situații, unele mult mai grave. Uh, până la urmă, este vorba despre influența pe care ai avut-o. Și cineva te întreabă, asta e influența pe care ai avut-o tu? Și Avram, care n-a uitat să aducă jertfa de dimineață și de seară, n-a uitat să se roage, n-a uitat să vorbească cu oameni despre Dumnezeu, a uitat să nu mintă, a uitat să nu fie uh, condus de interese, a uitat să nu fie motivat de frică, de lașitate. Avram este laș, este mincinos, nici măcar nu este stare să-și protejeze soția, pe cât se pare. Uh, Avram este oportunist și uh, toate aceste lucruri dacă ceva ar putea spune între mine și Dumnezeu, uh, au o consecință asupra celorlalți. Așa că mă te întreabă, ce ne-ai făcut? Lasă-mă, nu mă interesează teologia ta, nu mă interesează ce sprit de Dumnezeu. Întrebare, ce ne-ai făcut nouă? Ce mi-ai făcut mie? Și Avram, uh, uh, nu e fără răspuns, cu, și cu ce am păcut eu împotriva ta, de ai făcut să vină peste mine și peste împărăția mea un păcat atât de mare. Observați că Abimelec vorbește într de păcat. Da? Bun. Cu ce am păcătuit eu împotriva ta, relația asta personală? Că m-ai mai făcut pe mine să păcătesc împotriva ta, să-ți iau soția. Să vină asupra un păcat atât de mare. Observați cum gândește Abimelec. Abimelec, păgânul filisteanul idolatru, gândește că e un păcat atât de mare să ia soția aproape lui său. Vreau să teme că vai, dacă nu minte, eu vor lua pe Sara, fiind oamenii și nu-l au Dumnezeu. Dar omul acesta, fără niciun Dumnezeu, are ceea ce Apostolul Pavel numește legea, înscrisă la unul său. Și se pare că legea înscrisă la untul, e un motiv mai puternic decât legea în afară. Fiindcă legea în afară, de care ascultă Avram, nu îl împiedică să mintă. Pe Abimelec îl face să fie foarte cinstit cu semenii săi. Ai făcut față de lucruri care nu trebuiau nici de cum făcute. Observați iarăși. Tu, ai venit aici și te-am primit. Mi s-a spus că ești un om foarte religios, că ești un profet, că îl cunoști pe Dumnezeu, că ai visuri și viziuni de la Dumnezeu, că Dumnezeu de tine cuvintează. M-am bucurat, am vrut să devenim o singură familie chiar, am vrut să fi, 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 faci parte din familia mi-ați am dat aici pământ, ți-am dat protecție și tu faci lucruri care nu trebuie nici de cum făcute. Abimelec, păgânul, filisteanul, știe că există lucruri care nu trebuie nici de cum făcute. Și uh, îl judecă pe omul lui Dumnezeu care face lucruri care nu trebuie nici de cum făcute. Numai că omul Dumnezeu le face, când el găsește scuză. Luați scuza lui Avram. Uh, uh, când Abimelec îi zice lui Avram, ce ai văzut de ai făcut lucrul acesta? Adică Bun, ai venit în țara asta. Ce, ce anume lucruri te-au făcut să crezi? Că eu aș fi în stare sau altcineva ar fi în stare să te omoare să-ți ia soția. Spune-ne. Și răspunde Avram. Auziți răspunsul lui Avram. Și încercați să intrați în pielea lui Abimelec și a consilierilor săi. Abimelec cu siguranță că nu este singur în sala tronului, sunt consilierii săi, senatul său, sfendicii săi, cabinetul său de guvernare, sunt toți acolo cu el și ascultă ce spune Avraam. Îmi ziceam că fără îndoială, adică 100%, nu-i nicio frică de Dumnezeu în țara aceasta și că au să mă moare din pricina de veste mele. O insultă pentru toți. Să unii la alții. Ai văzut tu aici așa ceva la noi în țară? De ce îți ziceai că fără îndoială nu e nicio frică de Dumnezeu în țara asta? Adică, cu alte cuvinte, un credincios din timpul nostru zice că numai cei care stau cu Biblia în mână au morală, au de multe ori prejudecata asta. Dacă nu te rogi, dacă nu mergi la biserică, dacă nu ai Biblia, nu ai nicio morală. Dar tu i -i în jur și vezi că oameni fără Dumnezeu fac lucruri foarte bune. Și totuși, ca și Avram, avem un complex de superioritate față de ei. Mai departe, și că au să mă moară pe cea nevestei mele, de altfel, și aici îmi place, de altfel. Este adevărat că este sora mea, fica tatăl meu, bla bla bla, și începe să explice, numai când e fica mame mele și a ajuns să fie nevastă. Bun. Deci, n-am mințit. Adică, cum n-ai mințit? Dacă când ai spus că e sora mea, tu ai intenționat să ne înșele. Să ne facem să credem că nu-i soția ta. Dar tu spui, stai puțin că Dumnezeu știe că n-a mințit, pentru că eu am spus, uite că este sora mea și Dumnezeu știe că eu nu mint, pentru că de fapt am o rezervă mentală. Adică ideea este că problema minciunii e o chestiune formală între tine și Dumnezeu și Dumnezeu se uite exact cuvintele care le spui și dacă tu ai o rezervă mentală, da, ăsta este adevărul, da, adică este sora mea, în același, aștept ca acela să fie păcălit de ceea ce zic eu, și știu că vă vor fi păcăliți, însemnează că eu nu am mințit. Bun, lucrul acesta e foarte interesant, că uh, diferența între filistean și avram aici este o diferență care văd foarte des în jurul nostru, anume că pentru un om uh, care știe că anumite lucruri trebuie făcute, cu sau fără Biblie, cu sau fără biserică, cu sau fără Dumnezeu, uh, înțelege de înțelege, ce înseamnă să se înșel pe cineva. Pe când cineva care caută în Biblie texte care se arată ce să facă, ce să nu facă, găsește tot timpul mijloace de a se învârti în jurul acestor reguli. Adică aici este diferența între ceea ce Apostolul Pavel numește legea naturală și legile care se, legea care se scrisă la într nostru, da? Oamenii so sunt lor înșiși lege și gândurile care se învinovățesc și se dezinovățesc între ele, sau ceea ce același apostol Pavel spune epistola către evrei, că este, tare este pentru mintea omului matur, a cărui, care s-a învățat prin în țară să deosebească binele de rău, și ceea ce numim legalism. Legalist este cineva care are un set de reguli pe care le-a găsit în Biblie, de obicei să le auzi la biserică și știe că pe alea trebuie să le respecte. Între ele, el își urmărește interesele sale, fără scrupule, și dacă aceasta implică și să înșele pe aproapele său, să l înșele nu drept omul nu minte, dar își dă seama că omul înțelege greșit situația și lasă așa, pentru că știe că n-a mințit și a tras avantajul de pe urma apropiului său, atunci totul este în ordine. Și aici aș vrea să spun, este vorbă în idiom anglo-american, enough is Destul e destul. Adică după ce că ai mințit, acum vii cu o altă treabă. Să vezi că n-am mințit, că de fapt este sora mea pentru că așa, 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 așa. Și Dumnezeu a spus în visul lui Abraham, lui Abimelec, uite, Abraham e profet, da? Ok. Și asta are, spune istoria biblică, deci Abraham este profet. Foarte frumos. Care este rolul lui profet? Să spune adevărul. Profet a profetizat însemnează a transmite un mesaj într-un mod în care nu-ți pasă de consecințe. Adevărul e ceea ce contează. Sau dacă vreți să îmi place, proverbul latin care spune spune adevărul și lasă să cerul. Un profet este un martor pentru adevăr. Și Avram este profet și este un mincinos și a pus o confuzie teribilă în țara aceea, și acum, culmea, blamează și victima, cum se spune. Adică tot el este cel păgubit și săracul trebuie de spăgubit. Și să te meleg la el și spune, și ceva? Omul lui Dumnezeu, profetule, Abraham, părintele credincioșilor, pleacă din țara noastră. Pleacă și nu mai vin pe aici niciodată. De ce? Păi, respinge solea lui Dumnezeu? Nu. Nu ne trebuie să ne faci ceea ce ne-ai făcut. Nu ne trebuie asemenea oameni. Aici este o problemă care ar trebui să ne pună pe gânduri. Pentru că de multe ori suntem înclinați să-i judecăm pe cei care resping. Solia, mă rog, Evanghelia. Dar întrebarea este dacă oamenii aceștia au nevoie de cei care o predică cu adevărat, de oamenii aceștia, așa cum sunt mai ales în timpul nostru în care, în contextul libertății de care ne bucurăm, pastori și biserici se implică în politică. Și cel puțin în Statele Unite există un curent foarte puternic de a părăsi bisericile din partea tinerilor. Mai ales din partea tinerilor. Și dacă îi întreb, trebuie să spună, pe sigur, le place lumea, nu le place cuvântul lui Dumnezeu, nu. Dar tinerii spun că nu le place minciuna, nu le place ipocrizia, dublu standard, două fețe, nu le place așa ceva. Ce mi-ai făcut? Am vorbit odată cu un tânăr care nu mai merge la biserică și că am întrebat de ce, mi-a zis pentru că ce mi-au făcut, mi-au făcut. Ce mi-au făcut, mi-a fost de ajuns. Nu mai vreau să am de-a face cu ei. Ce i-au făcut? Mă rog, testure probleme care afectează sufletul sensibil în formalul unui tânăr. Însă, hai să primim la partea luminoasă. Avram are ceva o calitate care nu are nici Abimelec, nici locuitorii din țara lui, nici alți oameni despre care vorbește în Vechiul Testament. Avram este omul care învață din greșelile lui. Avram învață și crește. Și asta trebuie să facem și noi. Istoria biblică este o oglindă deasupra naturii umane, în care ne vedem așa cum suntem. Și natura umană este aceeași în toate timpurile, situațiile sunt diferite, dar în esență în esență, în esență. Sunt, să zic așa, același câmpuri de vor, forțe care acționează. Aceeași complex de situații. Și, și să mă să nu vin niciodată în situația în care venim cu cele mai înalte pretenții de evlavie și cunoștință spirituală, dacă vreți, și cineva să uită la noi și să spună, omule, ce mi-ai făcut? Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!